RTV-ul la fel. RTV-ul nici măcar nu i-a pronunțat numele lui Klaus Iohannis în toată campania electorală. Fapt care n-a existat niciodată în istoria unei țări, într-o campanie electorală. Și niciodată nimeni nu le-a dat nicio amendă pentru asta. Pentru că cei care judecau erau oamenii lor. Vă dați seama? Ei, asta spune Victor Ponta în mârșăvia lui. Da? Paranoia împotriva celor care critică. Păi voi nu făceați altceva decât vă duceați la Antena 3 cu yes-menii ăia. Sau la RTV. Și mă înjurați pe mine sau pe altul că asta făceați, care vă criticam de dimineața până seara. Și acum vii să spui că să nu avem paranoia aia doar să-i criticăm pe aia. Cum face Dragnea, acum care îi critică pe cei care îl înjură. Ai văzut, mă? Dar tu exact asta a făcut. Îi reamintesc, mă, Victor Ponta aici, cum l-am scos mai devreme pe Dan Șoba, îi reamintesc mizerabila campanie prezidențială pe care a făcut-o alături de știe el cine. Da? Ei bine, alea nu erau denigrări? Când râdeați de ăla că nu poate să aibă copii? Dar ce era aia? Ei bine, v-ați luat-o așa cum și-a luat-o și Antena 3. Bun. Și care a ajuns cu șefii, mai aveți niște șefi care nu sunt încă la pușcărie sau care să nu fi luat măcar cu suspendare? Puțini, așa-i? Puțini. Bine. Mai departe. Că ajungem și la Brazilia, asta mă interesa. Lasă-mă, tu du-te în Turcia. Da, sau în Dubai, lasă-l pe ăsta cu Brazilia lui, că aici a fost măcar, cum să spun, original Liviu Dragnea cu Brazilia lui. Nu extraordinar de original. Că dacă era extraordinar de original, se ducea în Chile sau în Paraguay sau în Uruguay. S-a dus în Brazilia că a văzut o mare pe hartă. Dar oricum e mai original decât să te duci în Turcia sau în Dubai. Deci ce spune despre el? Omul obișnuit care primește 100 de lei în plus la salariu sau pensie. Păi da, da, și tu făceai exact asta. Știe prea bine că asta nu-i dă posibilitatea să aibă la tifun din Brazilia. Păi tu erai ăla care dădeai 2 lei la pensie și după aia veneai și ne țineai discursul ăsta că tu ai mărit salariile. Da? Asta ai făcut o jumătate din mandatul tău de premier. Eu trăgeai lui Emil Boc că el a tăiat și că tu le-ai mărit. Bă, și care-i diferența astăzi? Explicați-mi și mie care-i diferența. S-a murit și pe vremea lui Emil Boc, cu pensia mai mică în mână, s-a murit și pe vremea lui Victor Ponta, cu pensia mai mare în mână. Și astăzi n-am ajuns cu toți în 2017, vii și morți, nu suntem pe același tărâm. Ba da, și am câștigat ceva cu pensiile mărite, da? Și cu pensiile care vor mai fi mărite și mărite și mărite, cu doamna Olguța și cu domnul Dragnea, n-am câștigat nimic. Ce contează? Așa. Asigurarea stabilității și predictibilității în zona economică, fiscală și socială. Nimeni nu mai vrea promisiuni, ci doar stabilitate și siguranță. Dă-ți seama ce tupeu să scrii textul ăsta până la capăt. Și pentru un PSD. Oare Adrian Năstase ce-o fi zis când l-a citit? O fi pălit așa, precum contele de Monte Cristo când era singur în cameră. Update. Un cititor mai deștept decât mine m-a inspirat cu sloganul pentru viitoarea campanie electorală. PSD este pe tel drumul cel bun. Bine, bă, dar cortul lui Șova mai e acolo? Te întreb așa de curiozitate. La Comarnic mai știu aia de Dan Șova, bă? Nenorociților. Lăsați-l, bă, cu tel drumul lui. Și ăsta vine din cel mai sărac sau al doilea cel mai sărac județ al României. Ce vroiai să facă, mă? Dar cum adică, mă, voi care aveați încredere în Liviu Dragnea, care l-ați propulsat șeful partidului, că nu eu l-am pus, mă, voi, mă, la PSD, yes, meni, mă, da, l-ați pus, ați vrut să faceți din el, nenorociților, șeful statului, ați vrut să faceți primul ministru, l-ați făcut șeful camerei, câte distincții să-i mai dați, mă? Nu mai știți cum să faceți constituțională chestia aia, să poată Dragnea să le ocupe pe toate. Să fie șeful camerei, șeful PSD-ului, prim-ministru și șeful statului. Îi mai trebuie să dea și mâna cu șeful Coreei de Nord și le are pe toate. Da, dar ce? Noi l-am pus pe Liviu Dragnea. Îi o trage cu Teleormanul de zici că să fii gorjan e mare brânză. Ce ne simțiți, bă? Acum asta e Liviu Dragnea cu Teleormanul lui. Da, mă, omul a plecat de nicăieri și a ajuns să vă conducă pe voi. Voi l-ați pus șef.
Niciunul n-a îndrăznit să spună Liviu Dragnea, păi nu știe carte. Cum să-l numim șeful celui mai important partid din România? Da? Astăzi râdeți de Chiove și că n-are carte. Bine că are Liviu Dragnea carte. Da? Și mai vreți performanță în politică. Voi ar trebui să fiți bucuroși că n-are carte Codruța Chiove și că înseamnă că în sfârșit aveți ocazia să vă trageți de brăcinari. Nu să vă enervați că n-are carte. De ce voi aveți? Ce carte e aia când pe tine te-am prins cu plagiatul? Ha? Ce carte e aia? Venea săraca Cati aici și uite așa stătea. Da, noi am analizat, este corect. Na, Victor Ponta n-a plagiat. Îi tremurau piciorușile și mânuțele, n-avea curajul să spună. Că pe vremea aia, domnule Ponta, era dictatura Ponta în PSD. Și n-avea curaj. Acum, doamna Cati, să știți că va veni și va spune, a plagiat domnul Ponta. Da, să știți că de la toamnă, când noastră o să fiți în pro-România cu ăla micu, o să spună doamna Cati, plagia Victor Ponta. Dar doamna Andronescu, o să o întrebe Sabin Orcan, dar de ce n-ați recunoscut atunci? Erau alte reguli, era societatea românească, era să guverna atunci domnule Orcan după alte. Noi judecam atunci după starea de atunci. Da? Acum Victor Ponta a plagiat, că nu mai e în PSD. Așa că stați liniștit, domnul Ponta, când veniți cu chestiile astea. Și că Partidul Pro-România ar avea șanse, conform lui Marius Pieleanu, să depășească pragul de 5% dacă Victor Ponta se suie în el, în partid, adică. Că nu se suie, ci că nu. A, eu nu sunt de acord cu chestia asta, eu nu cred că va depăși pragul de 5%, mai ales că Victor Ponta, în afară de a promite și a minți, nu poate să ofere nimic. Deci eu cred că lumea se va mai lăsa încoată păcălită. Când vă duceți să votați Victor Ponta, amintiți-vă de colectiv. Amintiți-vă cum l-ați alungat atunci pe Victor Ponta de la Palatul Victoria. Cu câte eșec berugașuri a plecat el acasă în ziua aia. Să nu uitați chestiile astea. Când vă reîndrăgostiți de minciunile lui Victor Ponta. Fostul premier Sorin Grindeanu, și ăsta tot, într-adevăr, un recalcitrant, un ranchiunos de primă mână, credeam într-adevăr mai docil pe Grindeanu, l-a părât pe Liviu Dragnea la Curtea Constituțională pentru votul nesecret de la moțiunea de cenzură, care, e adevărat, s-a desfășurat cam păpușoi, iar acum îl atacă pe șeful PSD. Bă, dar și ăsta, bă, voi toți mușcați, mă, mâna care v-a crescut, mă. Păi tu vorbeai de Liviu Dragnea ca de un sfânt, mă. Da, te duceai la cinematograf, te duceai să ții o pungă de popcorn, te duceai să te așezi pe o bancă în parc, te duceai să pescuiești la Cernica. Tu vorbeai despre Dragnea ca despre un sfânt, mă. Acum, Liviu Dragnea este ultimul om, da, în ceea ce îl privește pe Sorin Grindeanu. Văd că Liviu Dragnea crede că trebuie să fii constituționalist ca să știi că votul la moțiunea de cenzură e secret cu bile. Ei bine, nu. Trebuie doar să ai un minim respect pentru lege. Adică ce să înțeleg? Dragnea n-ar avea nici măcar un minim respect pentru lege? Hai, bă, dați-o încolo. Chiar un minim respect poate că totuși are. Ca președinte de partid, preocuparea lui Liviu Dragnea n-ar trebui să fie statul pe scări la moțiunile împotriva propriului guvern pentru a verifica votul parlamentarilor. O fi stat pe scări, pantofii lui țuguiați de câteva mii de dolari și dădea vreun telefon. Asta face politicianul, vorbește la telefon. Probabil că de asta stătea pe scări, vorbea cine știe în Brazilia, cu Beatriz Haddad Maia asta. Ei, a luat totuși 8 game-uri Simonei Halep astăzi. Bănesc că n-am fost singurul care am ținut cu Haddad. O fi ținut și Liviu Dragnea, că e brazilian, că de-a lui, ce dracu. Așa. De aceea am sesizat CCR. Cum să sesizez, bă, CCR? Ăsta ți-a dat funcție, mă. Cea mai mare funcție pe care ai avut-o în viața ta, și nu-ți mai ai niciodată funcția asta, ți-a dat-o Liviu Dragnea. Tu ești un nimeni, Sorin Grindeanu, un nimeni. Da? Și atenție, eu nu spun că am vreo treabă. A auzit cineva de Sorin Grindeanu până la numirea aia? El n-a fost prima numire. Căzuse aia cu Șaide și atunci a venit Grindeanu. Auzise cineva de el? Absolut nimeni. Și el a fost un nimeni în PSD până de 15 ani sau mai mult. Timp de 21 de ani. E din 1996 acolo.
Așa, pentru că așa ceva să nu se mai întâmple, de asta a sesizat CCR, și fiți atenți acum, poate vrea Liviu Dragnea să întrebe dacă în Brazilia totul e la vedere. Ce aveți, mă, cu Brazilia? Îi spun Liviniu. Liviniu, nu Lidiviu. Da? Liviniu. Brazilia, bă. Te trezești că Liviu Dragnea a jucat fotbal cu nuși de cocos pe plajele alea de nord-estul Braziliei, la greu. Și ăștia cutează să... Dar mai ziceți ceva și de Ghiță, bă, că stai la Belgrad. De ce nu i-o trageți ăla cu Belgrad? Nu aveți curajul la Ghiță încă. Ha? Dați numai la Dragnea. Ce nenorociți! Rebenciuc a fost achitat, dragi prieteni, în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă, pentru că procurorii nu s-au mai sinchisit să facă apel. El fusese trimis în judecată pe 9 iunie anul trecut și uite că, deși n-a făcut pușcărie, numai un pic de arest, a fost eliberat definitiv de această acuzație, mărturie mincinoasă, achitat Rebe. Dar nu înseamnă că e nevinovat. Pa bun, publicitate și ne întoarcem. Pentru prima dată în ultima săptămână, când în evenimentul zilei nu-l vedem pe Dan Tăpălagă chiar pe pagina întâi. Mare lucru, să știți. Dar rămân Doru Țulu și Mihaela Morar, care contestă decizia de revocare din DNA, probabil că știrea asta va mai sta o săptămână. Ambasadorul RSS în România a vrut să asiste la momentul arestării generalului Vlad. Și nu mai este reformă în justiție, ci doar tenebrele au mai rămas. În adevăr, o surpriză, n-au nicio legătură, ba dimpotrivă se potrivesc ca nu ca în perete, Messi și cu bacalaureatul. Messi a dat lovitura prelungindu-și contractul cu Barça până în 2021, iar la bacalaureat cel mai bun rezultat pe media națională din ultimii 8 ani. Păi s-au plictisit și profesorii că și așa n-ajungi nimic cu școala asta. Dă-le note mari că tot aia e tot prostănaci rămân. Dar asta cu Messi, care n-a luat niciodată bacalaureatul, e în orice caz senzațională. Sigur, este un umor involuntar al celor de la Adevărul pe prima pagină. Să știți că surpriza serii vine de la Observatorul Cultural, unde, iată, este așa o imagine de asta de artă pură și se spune așa, un guvern fără pereche, comentarii politice după învestirea cabinetului Tudose. Au și ei, editorialiștii lor. Senzațional, deci iată, guvernul Tudose în Observatorul Cultural. Mergem mai departe, România Liberă, Dan Șova, uite bă, și cât l-am pomenit astăzi, toți oamenii ministrului Șova, două puncte, spioni, ruși, masoni, condamnați. Ăsta e un titlu care i-ar fi plăcut și lui Ion Cristoiu, dar l-au dat alții înaintea lui. Mi-a plăcut și asta din Libertatea, reportaj în gara din Constanța, clanul babelor deține cheia cazării la negru, un reportaj fulminant în pagina 8-a, cu babele care te acostează de pe scara trenului, exact așa s-a întâmplat și acum 20 de ani, asta este cazarea în cel de-al doilea oraș al României. Te duci închingaz de la o babă de aia de 80 ceva de ani, asta așa se prezintă orașul pe care îl modernizase din temelii Radu Mazăre, dacă mai țineți minte, idolul tuturor femeilor chioare din Constanța. Superb în orice caz. Bun, publicitate și venim cu Dan Băra. Dragi prieteni, am avut timp, pauzele publicitare sunt precum trecerile prin tunel pe Valea Prahovei, dar ai timp să te gândești la toate. Am răsfoit revista Ceau, Dan Băra mi este martor, și mi-am făcut câteva favorite, să știți, Alina Eremia și Irina Mohora, pe astea aș merge. La capitolul Așa nu, le-aș trece pe Iuliana Tudor și pe Dana Rogoz, de exemplu, alături de clasicele deja, Diana Munteanu și Andreea Marin. Da, deci totuși mi-am făcut două prietene, Alina Eremia, înțeleg că are 23 de ani, deci că de 2 ani ar umbla cu un corporatist, scriu ăștia din Ceau. Dar după cum scriu despre el, e clar că nu-l înghit pe ăla. Din fericire pentru noi, pentru mine și pentru Dan Băra,
corporatistul n-apare în imagini, că altfel cine știe ce spuneam despre Alina Eremia. Eu știu că e cântăreață, am ascultat și rămas... câteva melodii de ale ei, dar nu mi-au plăcut. Am rămas fan Gina Pistol, Radu, nu știu dacă ți-am povestit, am luat la un moment dat, cred că revista Playboy, cu vreo 20 de ani. Da, pe atunci a apărut și, ea. Da. Și avea un calendar înăuntru, mi l-am pus pe perete și am descoperit o poză foarte frumoasă cu Gina Pistol, de acum 20 de ani. Acum evident. Are niște șlap de macaragiu. Și la un moment dat m-am întâlnit cu Gina Pistol și zic, bună, știi că eu te cunosc pe tine foarte bine. Zice, da, de unde? E, zic, dintr-un calendar de acasă, pe perete. Săraca, ar fi așteptat alt răspuns. În fine, deci Alina Eremia și Irina Mohora, nu știu cine e, dar mi-a plăcut, deci că ar fi de la TVR. Drăguță, foarte drăguță fata. Dan Bâra alături de noi, au fost câteva fete drăguțe eliminate astăzi la Wimbledon și meciul care s-au încins, de exemplu, canadianca Banda, s-a agățat Dumnezeule de meciul cu Ostapenko, incredibil, la un moment dat părea că îl va câștiga. Se pare că această jucătoare din Canada e una dintre perspectivele interesante ale tenisului feminin, să o mai vedem. A nimerit cu Ostapenko acum, n-a avut noroc. Ostapenko a făcut exact cum face ea de obicei, a pierdut primul set și după aia a câștigat partida. Așa se joacă tenis. Da, a avut multe lacune Ostapenko, dar până la urmă așa a revenit și în setul decisiv au mai fost și alte fete, ce să mai zicem de Kvitova, care a părăsit competiția, de Halep, care s-a chinuit groaznic. Ca Hristos a chinuit cu Maia Haddad, într-adevăr, favorita lui Liviu Dragnea. E bine, vreau să spun că Abonda vine mai degrabă